Pasagerii care ar fi trebuit să ajungă noaptea trecută din Bolonia la Craiova au fost aduși astăzi cu o altă aeronavă. Mulți dintre ei au renunțat însă la călătorie după ce au aflat că un italian infectat cu coronavirus a călătorit cu un avion pe această rută. Doar 129 de persoane au mai ajuns la Craiova astăzi, deși 177 aveau rezervări. Săptămâna duminică, de când s-au instituit aceste măsuri, pe fiecare zbor de Italia, Roma, Ciampino, Bolonia sau Milano-Bergamo, se renunță la zbor. Foarte mulți pasageri, indiferent că este vorba de Craiova și Italia sau Italia-Craiova. Românii care s-au întors din Bolonia, zonă de unde este italianul diagnosticat cu coronavirus, au trecut prin filtre epidemiologice. Mulți dintre ei au călătorit sâmbătă alături de bărbatul bolnav. Doi dintre pasagerii care au stat pe locuri apropiate de italian au fost duși de pe aeroport direct în centrul de carantină din Craiova. Alții vor sta izolați la domiciliu 14 zile. V-au contactat cei de la DSP? Nu. Am primit mail de la companie să contactăm noi medicul de la DSP în cazul în care nu ne contactează dânsii. După care au venit și au luat o persoană. Femei, bărbați? Un bărbat și o femeie. Se pare că ar fi stat cu italianul pe locuri. Așa am presupus, dar nu știu sigur. Luna nu este panicată? Dar nici oamenii, nici în magazine, nu știu, n-ați auzit nimic de vorbindu-se despre acest bărbat? Absolut. S-a auzit, da, dar tot din România. Acum avem că și ziarele italiene, sau cel puțin ziarele la România. Compania aeriană va dezinfecta toate aeronavele care fac curse către Italia. Direcția de Sănătate Publică Dolj a pus la dispoziția aeroportului Craiova o substanță specială pentru dezinfecția aeronavelor.